să mă pici pe mine. Vine să scot ochii și să mi-i bag în Pampers. Pe care nu-l folosesc, desigur. Ah, ok, wow, ce vedem noi aici, frate, cică... Can you see it? Da, văd un scris pe perete, wow, ce vedere bună am. Aici am luat așa, băi, se pare... What the fuck? Wow, ușor. Sunt obitor. Futu-s morții, mătii! Salutare lume și bine v-am regăsit astăzi la un nou episod din Slender The Arrival. Am mai făcut acest clip prin 2013, când eram tânăr, fără griji și fără bani. Acum sunt un tânăr cu griji și fără bani, așa că hai să vedem ce puteți face până în acest episod. Sper să vă placă foarte mult, pentru că o să mă cac pe mine. Am zis să las așa, știi, videoclipul fără fescă, pentru că este mai clean. Și nu vreau să mă vedeți pe mine cum mă sperii ca o fetiță pe aici, așa că hai să vedem ce putem filma pe aici. Vedem mai aici niște crenguri, niște copăcii ăștia micuți, așa frumos și cum ne place nouă. Ia uitați, opa, holy shit, vedeți voi ce văd și eu? Deci un stâlp de electricitate a căzut. Un copil de 12 ani acum suferă că se poate juca Met in 2 Alaska. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Foarte trist, foarte trist. Mamă, dar grafica arată chiar ca lumea, frate. Mie îmi place foarte mult cerul, deci tot timpul când este un joc nou, mă uit la cer, îmi place foarte mult cerul. Nu știu, este un detaliu sau este, nu știu, așa îmi place mie. Unii probabil că se uită la copaci, se vadă, bă, cum sunt copaci, dar mie îmi place foarte mult cerul, să mă uit la cer. E o obsesie de-a mea, nu știu, un fetiș, ca să zic așa, și din, deci, noi acum mergem și deja începe să se întunece. Mamă, o să fie foarte, foarte nasol pentru mine. Eu m-am jucat jocuri de groază pe canalul Bloodhunvurst, am terminat și Resident Evil 7, care este mult mai de groază ca ăsta, deci am prins oarecare experiență. Așa, și aici, fraților, mama aici, uitați-vă și voi ceea ce văd și eu. Asta este mașina lui Cioacă, la care a murit-o pe Elodie, parcă așa-l cheamă, nu Cioacă. Sau, nu știu dacă Cioacă sau nu știu cum dracul-l cheamă. Deci aici așa a parcat Jeep-ul aici și în zona asta au îngropat-o pe Elodie, cu aia să-mi bag pula. Dacă să te gândești la treaba asta, tu îți dai seama ce modul urât a murit tipa aia, Elodie. Dar n-am înțeles acum pe bune, de ce dracu a murit-o? Eu totuși nu înțeleg. Dacă se omoare, băi, deci fiți atenți, bă, un polițist, frate, care... Dacă asta este... Opa, ce s-a auzit? Ok. Bă, un polițist care este, na, e polițist, nu prea, știi, e ceva wow. Bă, da, omul a gândit treaba, știi, cum să o îngroape, ce să facă cu cadavru, băi, deci omul... Ăsta e un criminal mastermind. Coaie, deci e, pă... să nu aveți tovarăși de ăștia, frate. Opa, și deja s-a întunecat afară și noi suntem în afara casei, mamă în casă, Urban Ghost, Urban Exploration, ce va fi aici. Filmăm. Aceasta este casa lui Radu Banciu, fraților. E Radu Banciu aici, Radule, ești pe aici? Nu e pe aici. O, se pare că mi-a lăsat și ușa deschisă, bă, ce prieten bun am. A, uitați, aici a venit nepoțica mea de la școală. A, uite, mă, și ce târfă, mă, uite ce târfă de nepoată am. Deci a plecat în grabă, frate. Deci uite-te și tu, mare tablou luat de la IKEA cu 20 de lei. Ia uitați, aici este la țară, la mine, ești nebun. Aici am ieșit eu cu căței, vedeți? Căței sau ce sunt aia, porci, misteri, nu știu ce dracu sunt. A, uite mă, bă, uite-te și tu, bă, ce a făcut, bă. A dărâmat și vaza, bă, ăsta, globul pământesc, bă, pe bune, mă, chiar nu-ți place geografia. Eu, bă, hai că nu vrei să dai bacul, dar să trântești mare glob. Ce târfă. Uite-te și tu cum, bă, ăștia s-au... Opa, ce s-au uitat afară? Să mă urc pe fereastră? Nu cred că e o idee bună. Asta luăm totuși... Mamă, cu aia, mă, ce m-a speriat. Acum vine mare poliție, m-au găsit gaburii. You don't have a flashlight, ok. Acum am. Și cumva se termină bateriile, cumva. Ok, deci pe F am luat-o. Mamă, se aude afară zgomote, deci ca și când ar păși cineva. Dar nu, pași prin față nu cred că vine Slenderman.
Mamă, e bandărită rău de tot jocul ăsta. Ia, paște, ce se află? A, nimic, niște sasaje. Dormi, băi, eu am închis ușa asta. A, ba, nu. A, ha, mă. A, că se deschide foarte dubios ușa asta. A, e un mecanism ciudat. Oh my god. Mamă, uitați-vă și voi ce topo, ce leagăne, frate, prea mari. Țin minte că la țară aveam niște leagăne, a făcut, deci erau leagănele pe un copac, frate, deci era funia agățată de copac, frate, ce amintiri plăcute. Deci am avut așa ca un fel de flashback, știi, ia. Am crezut că e Slenderman, dar acolo, hai să nu mai uităm pe fereastră. Ia, aici avem, I can thank you enough for coming out this way to help me out, It's a been pretty rough road trying to sell this old place. Cu siguranță să știi că o să găsești o persoană care chiar să-ți cumpere zona asta. Știi, nu zici că e o casă de asta care se predec tot felul de crime. Ok. I wish I had turned to you sooner. You have no idea how happy I'll be once this is all behind me. Love you always, Kate. Am înțeles. Deci asta se bucură noi că suntem aici. Așa. Și nu ne-a specificat că este un monstru care tot timpul ne va bântui pentru tot restul vieții noastre. Și uitați, bă, ești nebun, dar tabloul ăsta chiar nu l-am văzut în momentul când am jucat jocul Back in the Days în 2013. Deci sunt astea de fotografii reale, de vedeți voi oamenii de acolo. Bă, locul de develop. Holy shit! Holy shit! Oh my... Oh! Wow! Ușor. Ușor, nu ne uităm la el. Hai să explorăm și partea de sus. Dacă aș fi un developer, aș făcut niște sunete ciudate în casă. Deci imaginați-vă cum ar fi, frate, să... Nu știu, ca tablou să cadă sau chestii de genul ăsta. Imaginați-vă cu cât de creepy ar fi. Opa. Dar eu trebuie să... Acum ce trebuie să fac? Să stau încă în această casă. Opa, opa, niște chei. Nu știu ce dracu fac cu ele. Mi se pare că trebuie să mă duc la garaj. Dar hai să mai întâi să explorăm toată casa asta înainte să facem altceva. Vedem aici un poster. Aici un laptop. A, ba nu, e monitor. Țiganii au furat, am înțeles, au furat calculatorul. Coai, cât de creepy ești, nebun. Să mă piși pe mine, vine să scot ochii și să mi-i bag în Pampers. Pe care nu-l folosesc, desigur. Dar asta e voi ideea. Ok, bun, hai să mai stăm prea mult pe aici, că vreau să fie, că... Dar nu știu, hai să mai explorăm totuși puțin, că adică nu vreau să mă lungesc foarte mult cu asta, să nu vă plictisesc. Dar asta este casa lui Radu Banciu, vedeți voi, pianul ăsta e cumpărat din Ikea, l-a ajutat tata să-l pună aici, vedeți că e cam prea, e mare și tata are forță, el e puternic, e pe vibe. Dar și pune neba, deci e evidență că Kit a fost aici, aaa, gata mă știu, deci trebuie să mi se pare că la ultima ușă, după care trebuie să fugim de aici, mi se pare, și, da, normal că e ultima ușă. Nu pot să-mi dau să, a, nu știu dacă poate să apară Sandman pe aici, frate. Ah, ok, wow, ce vedem noi aici, frate? Cică, can you see it? Da, văd un scris pe perete, wow, ce vedere bună am. Aici am luat așa, băi, se pare... What the fuck? Wow, ușor. Ușor, frate. Ușor că stai așa, că nu e așa. Acum devine greu. Dacă acum a fost ok, acum ne ia de greu. Acum o să fie greu suprem, fraților. Așa, știu că la seria asta a prins foarte bine la mine pe canal și credeți-mă că clipul a fost făcut în... Băi, nașpa rău a fost făcut, adică... Băzi pe fundal... Băi, 30 de FPS-uri... Băi, era nasul rău de tot, știi? Dar am zis să fie un joc ăsta de groază mai vechiut, să vă poate dacă vă place, dacă e ok. Pentru că am văzut că la ultimul meu clip am sunt undeva pe la vreo 127 de vizualizări, mă rog, ultima oară când m-am speriat, când m-am uitat. Și v-a plăcut foarte mult și apreciez toată susținerea voastră și acum de ce trebuie acomodat așa. Ok, wow. Ok, suntem deja în altă parte aici și cred că Slenderman o să fie mult mai prezent aici, pentru că deja nu ne mai putem fugi. Nu ne mai putem fugi, nu mai putem să mai fugim. Ok, nu ne interesează treaba asta, mergem cu Dumnezeu înainte și măcar bateria asta să... Ia să dau tab, așa foarte. Să fie tot ok.
Coaie să-mi bag pula, m-au auzit niște bătăi, nu știu, să-mi bag nici un perete, ești nebun la mine casă, ești nebun. Coaie și grâie și să-mi... Tot timpul vrei să mă uit în spate, coaie, deci mă cac pe mine, ești nebun. Mamă, n-am tupeu, coaie, n-am tupeu, dă-te dracu. Coaie, să-mi apară în față, mi-e de asta mi-e teamă, știi? Dacă, aud dacă cumva mi-apare în față și mă turc cu spatele, oare mai... mord sau pierd? Că nu mai țin minte exact. A, ce dracu-s, mă, cu... rabele astea de mașini. Aaa, da, coai, mi-amintesc de treaba asta, să-mi bag pula, deci... Deci știu bine că erau niște episoade cu Slenderman, când mai făceam eu pe canalul Blood & Wurst. Și după ce luai un anumit număr de pagini, apărea mai des Slenderman. Nu știu dacă se întâmplă și în jocul ăsta și dacă chiar e musai să le colectez pe toate, că... Sunt bine unde sunt, hai că... Oleo, cum e melodia aia Branao. Coai, deci jocul ăsta vechi sunt chiar de groază, frate, deci... Coai, cât de tupeu... Coai, trebuie să ai coai în tine să, frate, să faci... să te duci pe, în pădure de unul singur, doar cu un flashlight. Adică fără să ai, eu știu, cuții sau ceva... Oh my god! Coai, unde dracu era? Unde dracu era? Unde dracu era? Unde dracu era? Stai. Coai, dacă singa asta are, mă vede... Coai, mă vede cumva. Ușor. Coaie, deci e penal rău de tot. Dar mă, stai că eu mă învârt în cer, frate, deci nu știu unde dreia să văd. Find remaining pages, futu-s morții, măi, de așa, acum trebuie să le iau pe toate, ești nebun. Stai că m-am învârtit în... Oh, tu-s morți, dar asta e băiat sau e fată cu are jocul, că nu-mi dă seama, bă. Deci trebuie să iau, deci trebuie să colectăm toate cele 7 pagini, fraților, acum o dăm... Bine, o dăm Blanao. Și da unde, adică, e vreo intrare pe aici sau e vreo ieșire? A, îmi place că au pus gardul peste gardul, ești nebun și Coai, ce-a fost asta, frate, ce-a fost asta? Eu nu văd nimic, ești nebun. Coai, nu văd nimic, ești nebun, deci sunt într-o... Sunt dezorientat, coai, deci unde trebuie să mă duc? Ușor, nu te uita la el. Coaie, eu aș fugi, eu aș sări peste gardurile astea, peste buturgile astea, să-mi bag pula, da. A, uite mă, pe aici, da, pe aici trebuie să mă duc, mamă, cât am stat să-mi bag pula și ce ușor era. Mama, hai că m-am pierdut ceva timp, ești nebun. Nu face asta, nu mai face de asta, frate, nu mai face de asta, stai acolo. Băi, deci tot timpul vine să mă uit în spate, știu că am zis regula asta, bă, să-mi uit în spate, dar eu să mă uit în spate. Că e gen așa, nu știu, stai să beau apă. Aol, voi stați bine pe scaună, să vă uitați la mine. Ok. Eu nu știu, sunt prea prost, eu vreau să mă sperii, știi? Dar e bine să fii sigur decât să nu știi. Ia... două pagini din noapte, că nu sunt multe. Să știi că acum o să apară mai des, deci asta o să fie sigur, că deja a început să apară ulu. Coai, deci e în spate, deci asta, deci o presimt eu, e în spate, deci e în spate, nu mă uit la el. Nu, deci chiar nu mă uit, deci mă împotrivesc, coai. Deci nu mă uit, frate, în spate. Da, sunt prost, coai, câteodată chiar sunt prost. Ulu, coai, am crezut că se mișcă ceva acolo, ești nebun, frate. Mamă. Coaie, știu că aport un joc mișto, Layers of Fear 2. Nu știu dacă este cu puzzle sau chestii de genul ăsta, pentru că dacă e cu puzzle-uri, go fuck yourself. Și scuzați-mi limbajul, dar eu vreau să mă sperii, nu să fac puzzle-uri, că eu cu puzzle-uri sunt, nu sunt de foarte bun prieteni. Oh my god, coaie, deci cât de simt, cât de handicapat să fii să te duci noaptea prin pădure. Dar ideea că e, băi, efectiv e pustiu. God, oh my god, aici văd că se pare că cineva a locuit aici, asta e clar. E cineva, dar oare, știi că e focul acolo, deci s-a putut ca cineva să fie prin preajmă. Vai că știu și eu, puțin așa, știi, nu sunt chiar atât de prost. Mamă, coaie, ce-i aici? Deci nu știu, parcă sunt dobitor. Bă, oare...
Nu ești aici. Nu ești aici. N-ai dreptul cu aia. Coaie. A, că scau pași coaie să-mi bat pula. Fuck! Să nu mai faci de-astea, bă. Adică nu că mă sperii rău, dar totuși mă sperii jocul ăsta. Adică nu pot să zic că e chiar atât de scary, dar... Gândiți-vă dacă aș juca jocul ăsta, dacă aș fi singur acasă, da? Bă, voi vedeți ce văd eu aici? Nu știu dacă voi vedeți, dar parcă ar fi un fel de... cățel. Deci asta e clar, nu știu dacă e easter egg ăsta, dar vedeți voi? E ca un fel de, nu știu dacă la îndepărtare, că vi-l arăt așa. E ca un fel de ursus. Puneți voi pauză și vedeți voi. Îmi place să explorez și zona asta. Partea asta, deci e clar că e ceva pe aici. Oh, l-am căscut Slenderman să-mi bat pula, dacă era... Coi, dacă era Slenderman, eram deja mort acum. Știu că parcă era prin baie ceva. Poate o fi pe la capăt. A, ce asta? Aha. Aha, 5 din 9 pagini, frate, hai că rezistăm noi. Wow. Acum o să vină tare până, deci în casa asta nu mai e nimeni. Nu mai te mai uita în spate, futu-s morții, morții, bladăne. Acum plecăm de aici, dacă mi-apare dreapta, fac infart cu aia. Da, ideea că încă am ți-arăt o mapă, adică nici că nu știu unde dracu ai putea să te duci, știi? E întuneric și te dezorientezi foarte ușor. Și e foarte confuz locul ăsta, știi? Acum, mă rog, lucrul principal este să te duci prin pădure, știi? Pentru că... Și cred că asta, lucrul ăsta trebuie să-l fac eu, pentru că dacă vedeți voi în spate... Nu te mai uita în spate, bă! Că din spate am venit aici, frate, și acum trebuie să mă... Mamă! Ok... Dacă stau la lumină, mai poate face ceva, pot să mă pe scara asta? Nu pot. Futu-s morții, mătii! Coaie, sunt lac la supraț, ești nebun. Și de abia m-am spălat, pe la ora 6 m-am spălat frumos. Eu-l aud, bă, e și mecher ăsta, Slenderman, știi? Crede că nu-l aud. Dar nu m-am uit în spate, nici dacă aș fi alt dracu, frate. Băi, măcar am colectat 5 pagini din 8, suntem și mecheri. Dar, locul ăsta e ciud... Mamă, deci nu... Ia, încă o pagină, frate. 6 din 8, coaie, 6 din 8. Hai că mai avem 2, frate. De luat. Stai să beau puțin apă, frate, să nu cumva să-mi apară... în față. Dar nu știu dacă... Bă, deci, dacă trebuie să fac lucrul ăsta în tot jocul sau... mai trebuie să mai fac și altceva. Nu știu, că ar fi prea... ar fi prea scurt. Coaie... E nenorocit. Coaie, o să am coșmarul la noapte. Dacă îmi dă un scary jump, un... da, scary jump, mor. Știi, de ce v-am face că... Futu-s morții, mătii. Coaie, deci n-ai cum să te întorci la mașină, de sub nicio formă, coaie. Deci te vrea... Coaie, ăsta te vrea să fii în pădure aici. Și în spatele meu, deci îl simt acum. Dar ideea că apare și în față, știi? Nu mai e în spate. Futu-s morții. O să facă skate jam, pentru că n-am unde să mai fug acum, băiți. N-am cum să mai fug de aici, frate. Aoleu. Nu, aici o să fac un... O să fac un pre-infart aici. Nu. Coaie, deci nu pot să mă joc cu aia. Bă, voi știți ce e la supraațul meu? Vă mai repet o dată. Știi ce este la supraațul meu? E lac. Deci exact cum este Dunăre, așa sunt și eu la supraață, ești nebun. Coaie, nu pot să dăuesc, ești nebun, la care te dracu. Coaie, nu pot să dăuesc. Nu pot să dau la joc, futu-s morții, măi, ce joc de gros handicap, nu pot să dau nimic care este la un joc. Coaie, deci asta e paletă, deci nu știu, deci m-am dezorientat, deci gata, frate, m-am 2 pagini, bă, nu știu ce dracu să facă mai...
Nu cred că mai... Nu. Asta e toată partea asta. Băi, e... Te... Nu, jocul ăsta e foarte nasol când ai un o fel de mapă, știi? Și e foarte greu noaptea să, gen, să găsești drumul, știi? Pentru că e, lumina de la lanternă este foarte slabă, îți apare din ce în ce mai des Slenderman-ul și îți cam fute toată șansa de a supraviețui, e foarte greu. Și te poți întoarce exact de unde ai plecat și pe mine asta mă enervează și n-ar să mai insist. Dacă jocul mă vrea să nu colectez cele două pagini, asta e, fata, măcar am avut tu pe o să le fac, să ajung până aici, să mântu de mine. Și ca o, de la o scară de la 1 la 10, dacă este de groază, măi, aș da ca un fel de 7. Pentru că, mă rog, jocul ăsta l-am mai jucat, am mai jucat și mai multe jocuri de groază, adică totuși m-am mai format, ca să zic așa, m-am cizelat în ghilimele zis. Și acum, na, nu știu, e destul de ok, aș da un 7 totuși. Sau nu, hai să zic 8, frate, 8 pentru atmosferă, pentru că a băgat o casă. Minusurile acestui joc, ca să fac așa un fel de review la acest joc, cel mai nașpa, mă rog, fază este că ți apare Slenderman din ce în ce mai des. Și nu că te sperie, dar devine deja enervant și la o anumită fază deja nu poți să te duci unde vrei tu, ți apare Slenderman în față, te întorci înapoi, după aia ți apare foarte brusc în față, te întorci înapoi iarăși ți apare la dreapta sau la stânga, nu mai vezi nimica, etc. like this. Mi-aș fi plăcut totul să fi, se petreacă acțiunea jocului într-un castel, ar fi fost mult mai de groază și să aibă efecte de asta, nu știu, de un fel de țipăt, sau auzi pași veni spre tine, adică ar putea să facă ceva mai mișto și decât să apară sau să dispară, nu știu, asta este părerea mea. Știu că sunt mai multe episoade cu Slenderman, ai diverse hărți, de exemplu, ești într-o închisoare și să găsești cele 10 sau 8 pagini și după aia scapi sau asta, dar oricum e ok jocul ăsta pentru vremea care a apărut, e destul de ok, grafică iarăși îmi place foarte mult, e șmecheră. Și da, i-aș da un 8 per total. A fost ok. Și sper că v-a plăcut și jocul ăsta. Dacă mai aveți idei de jocuri de groază și chiar vreau să spuneți un joc ăsta de groază care să te cași pe tine, dar și fără puzzle-uri, adică urăsc puzzle-urile în jocuri. Deci fără, adică, știu că e de groază, dar nu vreau să mă fut creierul, știi? Că vreau să, gen, să explorez foarte mult și să mă sperie asta vreau eu la un joc de groază. Nu să-mi folosesc mintea, știi? Bun, cam asta a fost totul pentru acest episod. Eu am fost Aspect și ne vom vedea data viitoare cu un alt joc. Așa că v-am pupat să aveți o seară cât mai frumoasă sau o zi, depinde când mă urmăriți. Să aveți grijă de voi, că de nu, nu are nimeni.